pentru problema de piele, anume la nivelul scalpului, ea recomandă extraordinar de multe, așa zisele, cocktailuri șampon pentru spălarea scalpului și hrănirea părului. Ea spunea că încă de atunci, datorită dezvoltării chimiei, foarte multe șampoane au început să fie chimice și să afecteze părul, să afecteze pielea și să ducă la apariția seborei, la apariția unui păr gras și a venit cu soluții cum să faci ca să ai un păr bun, frumos și o piele a scalpului extraordinar de bună. Ea a spus că majoritatea oamenilor au probleme cu grăsimea pielii pentru că nu mănâncă proteine de calitate. Și foarte frumos spune în cărțile ei, spune că un om, dacă nu înțelege că mâncarea, când ajunge la forma finală, trebuie să fie predigerată, și când o mănânci, ea să se autodigere singură prin resursele ei, fără să mai faci eforturi, zice că înseamnă că nu ești un gospodar, o gospodină bună, un bucătar bun. Că cu cât mâncarea e mai proastă, cu atât face corpul mai mari eforturi ca să poată să digere. Și era o perioadă în care nu existau atâția aditivi. La noi, moda cu aditivi a fost imediat, la sfârșitul 95, în 96. 96 în vară, parcă erau alegerile, imediat pe urmă, pac, s-au semnat. S-au semnat, s-au făcut, s-au dres, s-au zis, gata, băgăm aditiv, băgăm edulcorant, băgăm euri. Ok, s-au început să fie foarte multe situații problematice de sănătate. Deci, ce spunea? Spune că pentru a avea un păr frumos, trebuie să ai un scalp sănătos. Pentru a avea un pom frumos, trebuie să ai un pământ sănătos. Pentru a avea o piele frumoasă, trebuie să ai grijă de celelalte organe care o susțin. Foarte frumos. O gândire aproape, aș zice, elegantă și directă. Doamna respectivă, cu un rafinament extraordinar de săvârșit, să zic, avea să explice niște lucruri foarte simplu. De exemplu, un om care suferă de îngrășarea scalpului capului, un om care suferă de mătreață, un om care suferă de diverse probleme, adică diversi agenți patogeni care afectează pielea scalpului. Ce ar trebui să facă omul? Și ea spune, ar trebui să fie refăcut pH-ul scalpului. Oh, pH-ul scalpului, da. Și ea spune că sugerează spălatul, clătitul cu apă caldă și șamponatul cu gălbenuș de ou. Se face ca un fel de cremă. Și omul stă 5, 10 minute, 12 minute, depinde de cât de mult păr are, stă cu această mască de păr care aproape se usucă și pielea începe să absoarbă. După care se clătește și după care vine cu un lapte de bicarbonat, cam 20 de grame la litru, recomandat dânsa, se spală și se freacă bine firul de păr și scalpul, până când, în momentul în care clătește din nou, părul scârție, iar scalpul este atât de curat încât simți curenții de aer cum trec printre firele părului. La început am crezut că este o poetă, o romantică, dar făcând lucrul acesta, am văzut că rezultatele erau excepționale, excepționale. Și
Făcând lucrul acesta, în funcție de gravitatea situației, la o situație gravă poți să faci de 3 ori pe săptămână. Cu timpul, adică de-a lungul săptămânilor care urmează, este important să vezi că acele glande sebacee se vor vindeca și vor exterioriza ceea ce au dat afară și se vor hrăni cu nutrienții din gălbenușul de ou, astfel încât pielea scalpului va deveni deosebit de sănătoasă. Ce mai zicea doamna? Păi doamna zicea că este important la o distanță de 10 minute să, în final, să-și clătești părul cu o soluție slabă de apă cu oțet de mere, bine ar fi făcut în casă. Ea dădea soluția cu oțetul de mere, și anume la 4 litri de apă, de compoziție, 5 litri de apă, cu tot felul de frunze de vișini și coji de pâine neagră, trecând prin cele două fermentații, aveau un oțet de mere de calitate. Și se adăuga 100 de grame de miere la fiecare litru de compoziție. Și astfel, în final, ieșea un oțet fabulos care face ca pielea să redevină așa cum a fost în tinerețe.